În general, ca în sezonul rece, majoritatea copiilor care se prezintă la nivelul cabinetului și, în general, la nivelul spitalului și a secțiilor de pediatrie, sunt infecțiile de căi respiratorii, deci virozele respiratorii la copii. În anul timpul rece, cei mai mulți dintre făgărășeni sunt predispuși la anumite afecțiuni respiratorii. Bun găsit la știrile Făgăraș TV, doamnelor și domnilor, sunt Simona Babeț. Unii dintre ei se tratează după ureche, alții după sfaturile cadrelor medicale, iar alții preferă să cumpere dintr-un magazin naturist fel și fel de produse care le ameliorează afecțiunile specifice sezonului rece. Ce este cel mai important în astfel de cazuri este faptul că aceste produse natureste să fie prescrise de un medic. Sezonul rece este și sezonul virozelor și asta pentru că în această perioadă sunt cel mai des întâlnite afecțiunile respiratorii. Tusea, febra, durerile în gât sunt doar câteva din simptomele cu care pacienții se prezintă la medic. Sunt însă și persoane care preferă mai degrabă să se trateze acasă după ureche cu fel și fel de leacuri băbești care nu sunt întotdeauna benefice sau care să dea un rezultat satisfăcător. De aceea, medicii au câteva recomandări în urmarea unui tratament. Se recomandă mai mult cu tratamente simptomatice, deci mai mult merg pe produse naturiste, deci indicații cu ceaiuri, cu rehidratare cu multe lichide, cu miere de albine și deci ceaiuri cu lămâie care are un aport deosebit de vitamina C și mai mult merg pe tratament simptomatic. Cei mai mulți dintre făgărășeni apelează la produse naturiste și previn gripa, un ceai, sirop sau alte medicamente naturale. În această perioadă se utilizează foarte mult ceaiurile pentru răceală și gripă, ceaiuri pentru tuse, ceaiuri mixte care conțin mai multe elemente, sunătoare coada șoricelului, măceșe sau mentă, roinit, rozmarin și măceșe. Se folosesc ceaiuri de diferite acțiuni, afecțiuni care apar acum pe perioada asta de rece, prostată, antibronșitic, antibronșitic, vrac sau pliculețe, ceaiuri pectorale, antiasmatice, antibronșitice. Nu doar ceaiurile sunt un remediu bun pentru răceală. Vitaminele nu trebuie să lipsească din sacoșa cu medicamente. Se folosește foarte mult faringoplantul, care este pentru un gât nemaipomenit, antigripul, antiviralul, complexul B natural, care are polen și drojdie, care e foarte bogat în vitamine drojdia, cătina și almalache, respiralul. De asemenea, pentru copii avem siropuri de tuse care conțin și echinacea, care este totodată și pentru imunitate, sirop antitusiv, echinacea, pastile, vitamina C, vitamina C cu propolis. Așadar, țineți cont de sfaturile medicilor și nu luați medicamente după ureche și asta pentru a nu întâmpina alte probleme de sănătate.